Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura pentru Toți. Astăzi o să facem un dialog foarte interesant despre un poet foarte drag nouă, un contemporan, poetul Ioanes Pop, căruia îi dorim sănătate, gânduri bune, știm că ne urmărește și are un suflet acest om cum rar s-a mai întâlnit. Îi spun bun găsit criticului literar și universitarului Daniel Cristea Enache, pe care îl salut cu prietenie. Bine, te-am regăsit, Flaviu. Un gând bun pentru cei ce ne urmăresc aici la ADC News și, de asemenea, mulțumirile mele echipei tehnice, directorului, regizorului de imagine, Daniel Dincă și echipei și întregului trust ADC News, care ne lasă săptămânal să vorbim mai pe larg tu, Flaviu, la De ce citim și mai pe scurt eu la Cultura pentru Toți, să vorbim despre ceea ce ne pasionează și ceea ce ne interesează, și anume literatura română, contemporană și clasică, cu autoarele și autorii ei de referință, printre care, firește, în prima linie valorică se numără și Ioanes Pop. Ne bucurăm, Daniel, că ai ales, mă bucur împreună cu tine că ai ales un astfel de poet, pentru că toți tinem la Ioanes Pop, nu am auzit să aibă dușmani. Toată lumea îl admiră, e prieten cu oamenii, tot așa, se știe, face plăcut. Tocmai de aceea te-aș invita să intrăm direct în lumea lui Ioanes Pop cu poate un poem care să ni-l aducă aproape. Da, e o idee foarte bună. Am și pregătit o antologie din creația lui Ioanes Pop, intitulată No Exit, într-o colecție pe care am îngrijit-o eu la editura Corint, o colecție care se intitulează Scriitori români, o apariție foarte elegantă cu o prefață de Dance Mihăilescu. Dar, așa ca un disclaimer, să spun că Ioanes Pop este dintre poeții la care textul liric are o anumită formă, are o anumită întindere. Sunt poemele lui sunt aproape epice prin dimensiuni, sunt ca niște episoade ale unui text de proză. Sunt fluide, sunt construite pe o logică a succesiunii și, prin urmare, e foarte greu de găsit la el un poem care să fie unul concentrat, așa de esență lirică, și în care numai câteva versuri să avem, așa cum se întâmplă la Nichita Stănescu sau la alți poeți, să avem un concentrat al viziunii poetice a lui Ioanes Pop. La el trebuie să parcurgem întregul traseu lirico-epic și totuși am reușit să găsesc pentru DC News un poem care are numai trei strofe, care se intitulează foarte expresiv Popescu, o privire spre viitor, și Popescu este un alt mare poet din generația lui Ioanes Pop, care a murit din nefericire foarte tânăr după Revoluție, și anume Cristian Popescu, unul dintre cei mai originali poeți din generația 90. Și Ioanes Pop, un alt mare poet al acestei generații, scrie o poezie despre colegul său dispărut, și în felul acesta înțelegem și titlul poeziei, Popescu, o privire spre viitor. Iată cum sună acest poem, pe care îl voi citi puțin mai rapid, ca să ne încadrăm în ceea ce ne arată clepsidra. Într-o zi vei fi nume de stradă, Popescu, și nu cred că o să-ți convină să te calce toți în picioare. Atunci, ba poate vor face pe strada cu numele tău o piață de alimente, Popescu, ori să arunce pe jos legume și resturi stricate, le vor strivi sub tălpi toată ziua zeama lor acră. Are să se scurgă prin asfaltul cu numele tău și nu cred că îți va conveni, Popescu. Ba poate vor începe să sape o linie de metrou. Aici, ca o notă de subțol, să zic, Flaviu, niciun pericol cu cum se mișcă edilii noștri cu noile stații de metrou. Ba poate vor începe să sape o linie de metrou, o vor trage adânc prin inima ta, de-a lungul șirei spinării, până înspre calea Văcărești.
Mai mult, ori să ți se ușureze țigăncile pe garduri, ori să te înjure șoferii, șomerii, dochierii, gunoierii, când se vor împletici pe strada ta. Iată, urmează o imagine absolut extraordinară în marca Ioanes Pop. Ori să scuipe noaptea peste tot. Ultima strofă. Când vei fi nume de stradă, Popescu, în pământul tău vor începe să-și îngroape propriilor morți. Cine se va gândi că scobesc în tine ca să-i facă loc celui plecat? Iar dacă va fi cu tremur, închipuieți ce jale și ce neodihnă și de câte ori vor scormoni în tine și cât vor blestema pământul cu numele tău, zău. Ultimele două versuri. Fii atent, Flaviu, că și tu ești scriitor. Nu știu pentru ce ne chinuim atâta să ajungem nume de străzi pentru alții. Popescu. Redescu. Glumesc. Extraordinar Foarte, finalul. foarte frumos. Da? Iată ce se întâmplă. Ne arată liric Ioanes Pop, plecând de la acest coleg al său de generație, coleg excepțional de generație, ne arată ce înseamnă posteritatea pentru un scriitor. Nu e visul scriitorilor să devină un nume de stradă, de square, de bulevard, dacă se poate. Și iată ce se va întâmpla când acest lucru se va îndeplini, dacă se va îndeplini, când gloria va fi fost atinsă astfel încât să devină poetul nume de stradă. Iată ce se întâmplă cu această stradă, cu acest nume și cum el intră într-un mod foarte subtil în chiar compoziția realității. Și vedem cum poezia aceasta este ambivalentă, este deopotrivă ironică, dramatică, este euforică și tragică. Lucrurile nu sunt, nu cad așa ca o monedă pe o față sau alta, sunt interferente. Avem aici și ironie neagră, ca la Cristian Popescu, avem și euforie, avem și comic, avem și dramatic și tragic într-un melanj absolut extraordinar. Și cred că este un poem definitoriu nu numai pentru Ioanes Pop, ci pentru chiar condiția de poet, pentru chiar condiția de scriitor. Iată ce se întâmplă cu marii scriitori atunci când ajung, după ce au murit, ajung nume de străzi. Da, deci este același Ioanes Pop pe care l-am cunoscut și se reflectă și în această poezie, foarte original. Daniel, ce-l mai definește pe Ioanes Pop și cum îl vezi în panteonul acesta al poeților români? Îl definește, aș spune, această libertate expresivă și editorială a epocii noastre literare de după Revoluție. El este un poet care a debutat după 90, deci nu în condiții de cenzură, nu atunci când literatura și scritorii erau controlați, ci în anii în care, dimpotrivă, un scriitor, un artist se putea manifesta liber. Exact așa cum arăta universul său poetic, cum arăta lumea lui imaginară, așa arăta și poezia. Nu, poezia lui Ioanes Pop nu s-a întâlnit cu cenzura, așa cum s-a întâmplat cu poezia generației 60. Prin urmare, originalitatea ei nu a fost forfecată cu foarfecele cenzurii. Și Laurențiu Ulici este criticul activ în acea perioadă, care l-a și descoperit, l-a lăudat, l-a propulsat pe Ioanes Pop. A fost regretatul Laurențiu Ulici, unul dintre cei mai importanti susținători ai poeziei atât de originale a tânărului autor. Și pariul lui Ulici s-a văzut unul câștigător. Ioanes Pop, după Revoluție, este considerat de majoritatea criticilor de poezie unul dintre cei mai importanți 2, 3, 4, 5 poeți din toate generațiile care au scris poezie după 1990. Este implicat de-a lungul carierei și în îngrijirea de cărți, în redactare, în anumite traduceri, Ioanes Pop. Deci este activ în tot ce înseamnă lumea cărții.
Ce altă Da, carte? este și un foarte bun, competent și serios redactor de carte. Am și fost coleg cu el la suplimentul ziarului financiar numit Ziarul de Duminică, coleg de redacție la Ziarul de Duminică și pot depune mărturie că rareori am văzut un om mai conștiincios și un om care să vină la serviciu să lucreze, chiar dacă era și este un mare poet, își făcea treaba de redactor într-un mod de un profesionalism desăvârșit. Adică poezia excepțională e una, munca pe paginile de revistă, pe printuri și pe textele altora este alt subiect. Deci, din acest punct de vedere, un caz, personaj atipic în lumea noastră literară, în care destul de mulți, sub alibiul genialității, își permit să nu muncească, să nu facă, să nu citească, să nu corecteze, să nu îngrijească ediții. Ioanes Pop a făcut toate aceste lucruri cu zâmbetul lui chinuit, așa de Crist contemporan, cu zâmbetul lui chinuit întotdeauna pe buze. Da, subscriu, așa l-am cunoscut și eu la Muzeul Național al Literaturii Române și valoarea sa se reflectă într-adevăr atât caracterial cât și profesional. Ce alte fațete ar mai avea în concluzie, Daniel, pentru că mai avem un minut, Ioanes Pop sau ce vrei să mai spui despre el în încheiere? Ceea ce ai observat și tu la începutul emisiunii noastre, și anume faptul că este un om iubit de toată lumea, ceea ce, dacă Ioanes Pop ar fi critic literar, asta m-ar face să fiu mefiant în legătură cu personalitatea lui critică. Un critic iubit de toată lumea, pentru mine, e ceva de ordinul imposibilului, înseamnă că nu prea mai e critic literar dacă este iubit de toată lumea. Mă gândesc la mine acum. Dar ca poet e foarte frumos și Ioanes Pop este iubit de toată lumea, așa cum și Nichita Stănescu, despre care am vorbit noi nu de mult aici la DC News. Flaviu era și el, în generația lui, un poet iubit de toată lumea, cu multe admiratoare, cu mulți admiratori. Mutatis mutandis, Ioanes Pop e un Nichita Stănescu al generației lui și este un om pe care nu l-am văzut niciodată să intre în polemici, să schimbe cuvinte tăioase cu colegii săi, dimpotrivă, totdeauna generos, totdeauna un om care îi ajută pe ceilalți, totdeauna un autor care contribuie la realizarea de ediții sau de medalioane din scrisul colegilor săi. Deci un om bun, un om cum se cade, un om neconflictual. Încă o dată un personaj atipic pentru lumea noastră literară, în care de atâtea ori fiecare se ceartă cu fiecare. Așa este. Mulțumesc mult, Daniel Cristea Enache, pentru această contribuție în emisiune. Mulțumim regiei lui Daniel Dincă, lui Cristi Dumitrache. Tuturor numai bine și pe curând!